Bun găsit! Sunt Victoria Pietraru și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Moldova zi de zi. În această ediție îl avem ca invitat pe fostul președinte al Parlamentului, actual deputat în legislativ din partea Partidului Democrat, Adrian Candu. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Astăzi discutăm despre rezultatele alegerilor, trecerea de la guvernare în opoziție, dar și despre alte subiecte de actualitate politică. Domnule Candu, haideți să începem cu prima întrebare. Cum apreciați dumneavoastră rezultatele alegerilor pentru Partidul Democrat, acum când nimeni nu vă poate acuza de vreo falsificare? În primul rând, nu ne poate acuza de falsificări, deși chiar și ca istorie, totuși, am impresia că toți 20 ani de independență, mereu oponenții au acuzat guvernările anterioare de falsificări. Și până la urmă, toți conștientizează de faptul că și legislație există bună și sunt oameni profesioniști în organele electorale, Comisia Electorală Centrală sau cele teritoriale, și sistemul e făcut în așa fel încât chiar nu poți să falsifici alegerile în Republica Moldova. Dar în același timp noi suntem mulțumiți de alegeri, de rezultatul alegerilor, chiar și după trecerea partidului în opoziție, pe moment deși a existat o anumită descurajare sau prognoze de cădere a partidului. Exact, cumva. Și mulți chiar considerau din oponenții noștri că Partidul Democrat nu-și va mai reveni sau că cu siguranță la alegerile locale nu va lua un scor foarte bun. În același timp, aceste alegeri arată, sau rezultatul alegerilor arată, că Partidul Democrat nu se ține pe o persoană, nu se ține doar pe o anumită conjunctură sau o anumită oportunitate și nu este un partid care apare ieri și dispare mâine, este cu adevărat cel mai vechi partid în Republica Moldova, are o echipă foarte bună și la nivelul teritoriilor, adică în localitățile, în sate, în orășele, în orașe, și la nivelul central. Deci rezultatul îl calificați ca unul bun, să ca unul foarte bun, deoarece ați văzut și dumneavoastră rezultatele la nivelul numărului de primari, suntem pe primul loc. Da. Iată, aici, tot în acest context, o să vă întreb, cum credeți, câte primării veți mai lua în turul 2? Noi sperăm cel puțin jumătate din ceea ce a mai rămas. Adică să ne apropiem la un scor foarte bun și să rămânem locul întâi pe țară la nivelul numărului de primării, de primari. Și aș vrea să menționez că asta denotă faptul că avem oameni foarte buni și oameni de calitate, pe care oamenii îi apreciază, nu neapărat că sunt Partidul Democrat, dar că sunt acolo primari sau gospodari, exact, fiindcă asta caută oamenii, de fapt, și la alegerile locale. Am înțeles. Colegul dumneavoastră de partid, domnul Vladimir Cebotari, menționa anterior că PSRM a constrâns, mai bine zis, primarii democrați ca să candideze din partea socialiștilor. Dar și domnul Filip a vorbit despre acest lucru și nu doar de PSRM, dar și de blocul acum. Cum este posibil să se întâmple acest lucru în contextul în care domnul președinte Igor Dodon a spus că PSRM nu va accepta niciodată transfugi? Păi se pare că e o diferență mare sau e o distanță foarte mare de la o declarație la acțiune. Colegii mei, domnul Filip și domnul Jăzdan, secretarul general al partidului, au făcut zilele trecute chiar și o ieșire la presă în care au venit cu exemple clare, concrete, 83 de primari care au fost... Li s-a solicitat eventual în cel mai bun caz să candideze ca și independenți, dar nu sub drapelul Partidului Democrat. Li s-a solicitat sau chiar au fost constrânși? Chiar au fost constrânși, care cu dosare penale, care cu pierderea locurilor de muncă, a rudelor, a prietenilor, adică diferite mijloace mai puțin ortodoxe de constrângere. Dar, cu siguranță, noi colectăm toată informația. Toată informația va fi pusă la dispoziție atât a instituțiilor de investigații, cât și partenerilor noștri de peste hotare, fiindcă și Consiliul Europei, și OSCE-ul, toți cei care sunt implicați în procesele electorale din țările europene, în mod special, vor fi informați despre fiecare caz. Înțeles. De multe ori se întâmplă că în partidele de la guvernare se regăsesc foarte mulți carieriști, adică din aceștia care vin... Numiți-i mai bine zis oportuniști decât carieriști. Bine, haideți, eu mai e o diferență, probabil. Da. Din aceștia care vin pentru de dragul funcțiilor. Odată ce a trecut în opoziție, Partidul Democrat a suferit o pierdere mare în acest sens?
Da, aveți perfectă dreptate. Sunt oameni, e o echipă, bine, ea nu poate fi considerată echipă, să zicem, e un grup de persoane oportuniști, nu neapărat carieriști, cum i-ați menționat, fiindcă, într-adevăr, ei se uită nu doar poate după funcții, ci poate unele oportunități de afacere sau să-și rezolve unele chestiuni considerând că fiind la putere poți să le rezolve. Dar acești oportuniști, ei trec din partid în partid pe parcursul timpului, indiferent de denumirea partidului. Partidul Democrat. Cu regret, Partidul Democrat a avut un astfel de grup de oameni care au făcut parte din Partidul Democrat venind de la alte partide atunci când Partidul Democrat a venit la putere. Și acum, Partidul Democrat trecând în opoziție, aceștia pleacă la putere, că vorbim de blocul acum sau vorbim de socialiști. E un proces, probabil e un proces normal într-o țară de tranziție și într-o țară cum e Republica Moldova, unde încă nu sunt formate toate instituțiile democratice și unde oamenii încă nu au acea percepție de a face parte dintr-o echipă permanent. Deși Partidul Democrat, chiar și inclusiv în baza acestor rezultate de la alegeri, arată că are o echipă. Unii primari sunt de 10-20 de ani în partid și vor rămâne în partid, indiferent că partidul este astăzi în opoziție și mâine este la guvernare. De votați, da? Sigur. Și devotamentul ăsta se vede astăzi în rezultatul alegerilor. Deși, așa cum ați menționat și dumneavoastră, mulți deja puneau cruce pe Partidul Democrat, pe fracțiunea Partidului Democrat, că se vor destrăma, că vor merge la alte fracțiuni, că vor merge la alte partide. Păi, uitați-vă, a trecut deja aproape 5 luni deja de la schimbare. Și fracțiunea Partidului Democrat e consolidată, și echipa Partidului e consolidată, chiar dacă au plecat unii oportuniști. Dar iată, în această perioadă de 5 luni, v-ați reușit să fiți în opoziție? Actuala guvernare a promis că va fi mult mai bună decât precedenta. Dumneavoastră, din tabăra opoziției, cum vedeți acest lucru? Le reușește? Mai bună prin comunicare, probabil, da, ca și declarații, da, declarații tari, frumoase, dar ca și acțiune lasă de dorit și chiar aș spune că unde pe foarte multe dimensiuni și multe domenii au eșecuri. Dacă e să ne referim la colaborarea puterii opoziției, vedem cel puțin în Parlament că opoziția este mai mult intimidată, hărțuită, microfoanele închise. Ieri chiar am avut ocazia să discut cu ambasadorii Uniunii Europene și le-am spus-o pe șleau, că uitați-vă, eu chiar mă bucur că astăzi sunt invitat aici în ședință cu voi, că de obicei partidele de opoziție nu sunt invitate și eu mă bucur că chiar am ocazia să vă spun mai multe. Și, dar pe lângă elementele legate de opoziție și putere, oamenii probabil deja văd că una e să promiți în campanie și alta e să vezi în realitate ce se întâmplă și cum se întâmplă. Și uitați-vă, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din orice punct de vedere, dacă e să ne referim la viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova, lucrurile nu că s-au schimbat, nu că nu s-au schimbat spre bine, ba chiar uneori, pe unele domenii chiar s-au înrăutățit. Despre aceste aspecte sper să ne ajungă timp să mai și discutăm. Revenim acum la negocierile de după alegerile parlamentare, care s-au făcut în vederea creării unei coaliții de guvernare. Partidul Democrat ar fi ajuns la un numitor comun cu socialiștii dacă ar fi acceptat planul de federalizare. Acum ați fi fost la guvernare. Nu regretați că n-ați acceptat acest lucru? Nu, deoarece sunt unele principii și sunt unele reguli și ceea ce credem noi peste care nu putem depăși. Cu niciun fel de preț, și în cazul de față vorbim despre prețul guvernării, fiindcă și nu doar e elementul federalizării, au fost mai multe chestiuni legate de acele așa numite negocieri care au fost. Dar în același timp, eu consider chiar sincer că undeva pe alocuri mă bucur că suntem în opoziție la ora actuală. Oamenii trebuie să vadă prin comparație totul. Ăștia au fost în opoziție, au promis veri și uscate, n-au făcut nimic. Dacă vorbim de blocul acum, de exemplu, în această coaliție nefirească, de altfel, cu socialiștii. Și de fapt, uitați-vă că Partidul Democrat, deși a fost blamat în stânga și în dreapta de unele chestiuni, totuși a reușit să facă ceva. Și oamenii, prin comparație, pot să-și dea seama, de fapt, unde este adevărul și cine merită cu adevărat să-i guverneze și să conducă această țară. Înțeles. Anii precedenți, președintele Igor Dodon a fost criticat pentru diferite presupuse înțelegeri cu domnul Vladimir Plahotniuc. Știți ceva despre acest lucru? După cum vedeți, au rămas doar acuzații până la urmă.
nefondate, deoarece în final s-a văzut că de fapt nu există acel tandem sau cum se vorbea că există o înțelegere între domnul Plahotniuc și domnul Dodon. Până la urmă s-a adeverit faptul că poate au existat chiar alte înțelegeri și alte discuții, inclusiv pe parcursul acelor 3 luni de negociere, fiindcă nu cred eu că în ultima noapte sau în ultima zi s-a decis inclusiv cum e programul de guvernare, care este componența guvernului. Probabil foarte multe se făceau pe ascuns și doar în ultim moment a fost declarată și arătată în realitate această coaliție. Deci chiar relații, nu putem vorbi. În ce relații au fost domnul Dodon cu domnul Plahotniuc? Mie greu îmi este să vin clar cu o anumită concluzie. Poate pe alocuri au existat o anumită comunicare pe anumite dimensiuni și pe anumite domenii. Din punct de vedere a comunicării, eu personal, ca și președintea Parlamentului și domnul Dodon ca președinte a țării sau același sau prim-ministru domnul Filip, noi am avut comunicare instituțională, că așa e normal să fie, nu neapărat pe alocuri cea mai bună, dar în același timp am găsit și limbă comună pe unele subiecte și eu mă bucur foarte mult că instituțiile au funcționat, că de altfel ar fi fost foarte grav dacă ele nu funcționau. În același timp, probabil acum nu mai e cazul să privim foarte mult în trecut ce s-a întâmplat, dar ce facem noi pentru viitor. Mai mult luând în considerare că situația chiar este gravă pe unele dimensiuni pentru cetățean sau pentru țară. Înțeles. Este adevărat că proiectul de formare a Partidului Socialiștilor îi aparține domnului Plahotniuc și a fost creat ca scop de a face o alternativă a Partidului Comuniștilor? Am auzit astfel de speculații sau se vehicula o astfel de idei și în spațiu public. Mie îmi vine foarte greu să cred, deoarece este adevărat că trebuie să existe o forță pe stânga. Dar să nu uităm că și Partidul Democrat este un partid de centru-stânga, de o anumită doctrină socială. Deși nouă ne lipsește cu desăvârșire un partid de stânga europeană, de exemplu. Greu mi este să spun că anume așa ar fi fost un plan pentru a scăpa de Partidul Comuniștilor. Deși în Partidul Comuniștilor, vă spun sincer, chiar sunt oameni, sau au fost, sau sunt oameni profesioniști care merita să-i asculți și să le dai ascultare. Nu neapărat, chiar și eu vă pot enumera chiar oameni care sunt și astăzi în Partidul Comuniștilor care chiar e bine uneori să-i ascultăm și să cunoaștem din experiența lor. Dar da, unii au trecut și în Partidul Democrat, unii au trecut în Partidul Socialiștilor, probabil unii deja se regăsesc în blocul acum, fiindcă e greu să ai o doctrină în Republica Moldova în 20 de ani de existență sau peste 20 de ani de existență. Dar e bine, mereu este bine ca partidele să aibă alt scop și liderii să aibă alt scop decât să distrugă pe cineva. Este cetățeanul care trebuie, grija față de el trebuie arătată și nu neapărat să iei să distrugi oponenții politici. Este bine, dar lucrurile sunt așa cum sunt. Președintele Igor Dodon a părăsit Partidul Comuniștilor și a votat candidatura domnului Timofti la funcția de președinte al țării. Făcând cumva jocul Alianței pentru Integrarea Europeană. Și domnul Ilan Șor, dar și domnul Vladimir Voronin au spus că domnul Dodon a fost mituit pentru acest lucru. Cunoașteți ceva despre acest... Nu. Nu cunosc și altfel, chiar nu cunosc acest subiect și dacă m-aș expune, aș face mai mult o speculație și chiar nu vreau să intrăm în... Dumnealor au făcut acele declarații, au fost în spațiu public, au fost discutate, comentate. Dar e foarte complicat nu sunt comentator ca să pot să comentez astfel de declarații și cu responsabilitatea pe care o am nu pot să fiu de acord sau să ignor, fiindcă chiar nu știu acest subiect. Dar, într-adevăr, domnul Dodon și doamna Greceanu și probabil mai era o persoană, au votat atunci cu președintele Timofti să fie ales, au și declarat că votează și care au fost atunci acele motive, că au fost dați bani, că au fost luați bani, chiar nu mă pot pronunța. Este clar. Am vorbit despre alegeri, haideți să vorbim acum și despre sistemul mixt de vot pe care actuala guvernare tocmai l-a abrogat. Cine este totuși autorul acestui sistem mixt de vot? Sistemul mixt de vot e o chestiune pe care noi, Partidul Democrat, l-am promovat și mereu am fost promotorii și apărătorii acestui sistem.
de ani de zile. Și în 2011, și în 2013, atunci când am reușit să schimbăm sistemul, după aia peste noapte a fost schimbat și niciodată nu a fost testat. Și în continuare noi credem în el. Deoarece acest sistem de vot, atunci când cetățenii țării pot să-și aleagă deputatul lor din acea comunitate, considerăm că este unul foarte bun. Și când se discută mai mult despre nevoile cetățenilor și nu se discută despre geopolitică. Eu chiar dădeam exemplu atât unor parteneri, dar și unor prieteni, că în precedenta campanie electorală, în 2014, eu probabil am fost mai mult în tot felul de emisiuni și studiouri și am vorbit despre Europa și despre Statele Unite și despre Rusia. În februarie 2019, am impresia că n-am fost nici într-un studio TV, dar am fost doar alături de oameni, în discuții cu oameni. Și credeți-mă, n-am spus odată, n-am scos un cuvânt despre Europa sau Statele Unite Americii. Pe oameni mai puțin interesează geopolitica și mai mult interesează nevoile lor, a oamenilor, pensii, salarii, drumuri, asistență medicală, educație. Și atunci când ai deputați pe care se promovează din teritoriu, în sistemul mix, când vorbim despre circumscripții uninominale, este persoana responsabilă după asta față de ei și față de nevoile lor. Și nu se mai discută atât de mult despre geopolitică, că e Rusia, că e Europa, că e Statele Unite ale Americii. Și de aceea este un avantaj acest sistem. Și mi-e pare foarte rău că chiar și colegii noștri socialiști, care la un moment dat au susținut această idee, acum au decis împreună cu blocul acum să anuleze sistemul. Da. Un alt subiect, un pic mai sensibil, așa, e o întrebare pe care probabil mulți vă adresează, dar nu pot nici eu să trec peste asta. Acum, comunicați cu domnul Plahotniuc? Eu personal comunic cu dumnealui, deoarece am un grad de afiliere, de afinitate și nu pot să nu comunic, și chestiuni de familie și chestiuni de afaceri, dacă mai sunt unele proiecte. Însă noi nu comunicăm pe domeniul politic. Dumnealui chiar s-a detașat de tot ceea ce înseamnă politicul în Republica Moldova și de acest subiect chiar nu discutăm. Chiar nu se implică în nicio activitate a Partidului Democrat acum? Nu. Nu. A fost o înțelegere atunci în vară. Dumnealui și-a expus motivele de ce se retrage din Partidul Democrat, de ce se retrage din Parlament și ca lider a formațiunii. Eu consider că dumnealui a avut un chiar succes, chiar și succes personal. Dacă îi să luăm în considerare rezultatul chiar și a alegerilor parlamentare, unde a ajuns partidul cu 30 de mandate, niciodată Partidul Democrat nu a avut 30 de mandate, dar dumnealui și-a asumat și acest eșec când Partidul Democrat a trecut în opoziție. Și l-a asumat, a decis să plece din partid și din politică și astăzi, la ora actuală, dumnealui nu se implică în politică. Există echipa Partidului Democrat, liderii Partidului Democrat la ora actuală, care administrează întregul proces. Deci succesul a fost în mare parte datorat domnului Plahotniuc. Și domnului Plahotniuc. Ați spus că discutați cu dumnealui. Când ați vorbit ultima oară cu domnul Plahotniuc? Săptămâna trecută, probabil. Bine, nu vorbim în fiecare zi, dar săptămâna trecută am impresia că am și discutat, da. În același timp, noua guvernare spune că totuși oamenii lui sunt omniprezenți, adică sunt prezenți în toate structurile și influențează toate evenimentele din țară, cumva, domnul Plahotniuc. Este adevărat sau este un motiv, cumva, de a schimba foștii pe cei străini, de a schimba oamenii străini cu oamenii loiali actualei guvernări? Asta e o mare greșeală a oricărei guvernări. Dacă cumva da, se încearcă... Dar o face guvernarea? Păi da, uitați-vă ce se întâmplă, că zeci, sute de funcționari cu experiență deosebită în instituțiile în care lucrează și în domeniile respective sunt dați afară pur și simplu că au lucrat cu guvernul anterior. Și noi vorbim despre oameni din ministerie care poate cu 15 sau 20 de ani au lucrat în acele ministerii cu 3, 4, 5 guverne înainte de asta. Și noi, Partidul Democrat, întotdeauna am căutat ca cei care sunt profesioniști și au eficiență să rămână, indiferent de culoare politică sau de viziunea lor în privința politicului. Cu regret, actuala guvernare face o mare greșeală, deoarece resursa umană, omul profesionist în Republica Moldova, nu e ceva ce poți să dai într-o parte și să găsești pe altcineva. Noi avem o problemă. Noi ne confruntăm la ora actuală cu mare dificultate și o mare problemă. Oamenii pleacă în continuare din țară.
Și deși noi am implementat unele proiecte cu succes, cred eu, pentru a-i reține, acum actuala guvernare distruge și acele Iertem proiecte. Memoria instituțională. Și pierde memoria instituțională. Plec tineri, pleacă și mai oameni deja mai în vârstă, se închid afaceri deja, auzim. Și toate acestea vor duce la aceea că vom avea un mare eșec și actuale guvernări, dar mai puțin mă interesează actuala guvernare și eșecul ei. Mă interesează cel mai mult că avem un eșec pe țară și oamenii suferă. După schimbarea guvernării, s-a tot vorbit de diferite scheme dubioase. Există careva cauze penale intentate în ceea ce privește membrii PDM, membrii Partidului Democrat? Sunt unii colegi din Partidul Democrat care sunt mai mult, aș spune, intimidați în privința unor dosare. Și nu știu cum aceste dosare apar anume, sau aceste intimidări apar în anumite momente când poate Partidul Democrat e și mai activ. Eu mă aștept că, datorită rezultatelor bune de la alegerile locale, acum actuala guvernare va încerca să pună presiune pe Partidul Democrat și mai mult. Intimidări există, dar absolut, cauze penale există. Bine, din câte cunosc, este dosarul penal pe domnul Plahotniu ca atare. Chiar am și discutat cu avocații lui mai recent. Rest, din câte înțeleg, sunt unele investigații, sunt unele bănuieli, dar nu există... Bine, domnul Cibotar, ați văzut, i s-a ridicat și imunitatea, deși tare mi se pare stupid tot ceea ce se întâmplă și tot ce îi se acuză și acuzațiile care se aduc dumnealui. Eu sunt sigur că dacă nu sunt fondate și nu sunt bine argumentate, și se pare că nu sunt atât de bine argumentate și probate acele acuzații, avocații își vor face treaba și vor reuși să demonstreze nevinovăția, dar cu siguranță se simte că actuala putere încearcă să folosească inclusiv justiția și procurorii, și vedeți ce se întâmplă și în Parlament, când unii politicieni știu că mâine vine procurorul. Dar de unde, adică până la... Sau în Parlament se vorbește foarte mult despre, se face justiție, da, că tu trebuie să stai la pușcărie sau că tu trebuie să stai la pușcărie. Dar ce cu acest act de justiție în public? În țara noastră ar trebui să funcționeze legea ca și în alte țări. Există prezumția nevinovăției. Și până instanța de judecată nu spune că clar că tu ești vinovat, nimeni nu trebuie să-și permită să facă altfel. De aceea consider că intimidarea opoziției, inclusiv și prin acest fel, se face. Am și atras atenția partenerilor noștri, am și discutat acest lucru la Consiliul Europei. Consider, de exemplu, că opoziția trebuie să fie reprezentată acolo, inclusiv la Consiliul Europei, ceea ce nu este, de exemplu, în cazul colegilor din fracțiunea Șor. Și restul intimidărilor care se fac sunt ilegale, sunt nedemocratice și noi nu vom tăcea deloc. Vom fi foarte, foarte vocali. Vorbim despre un caz recent apărut acum câteva zile. Un antreprenorul unei rețele mari de restaurante de la noi din țară, Andrei Tranga, spunea că toate presiunile care s-au făcut asupra lui vin din intenția cuiva de a-i prelua afacerea. Și chiar spune m-a nominalizat pe mine, da. Da, chiar dumneavoastră sunteți persoana vizată. Ați negat aceste acuzații și ați spus că îl veți acționa în judecată. Când veți face? Am discutat cu avocații, ei pregătesc deja acțiunea de judecată. În primul rând, așa cum am mai și declarat și pentru alte surse media, eu apreciez foarte mult pe cei care au reușit ceva. Și luând în considerare ce a reușit dumnealui cu această rețea, chiar e impresionantă. Dar de ce anume dumneavoastră? Dar eu chiar nu știu de ce anume. Am auzit că, în primul rând, am înțeles că el a făcut mai mult un fel de zvonistică. Dacă cineva i-a spus că ia ca chipurile, că chipurile soția mea cunoște pe nu știu cine, sau că eu cunosc pe soția altcuiva, o aberație completă. Poate ați avut conflicte anterior. Eu nici nu-l cunosc, noi nici nu ne-am intersectat, eu nici nu l-am văzut, nici n-am discutat cu el. Eu sunt doar și eu un client și consumator la plăcinte sau la pizza. Sau... Nu vorbim de... Da, nu, plăcinte în sens plăcinte, nu neapărat să spunem denumirea companiei. Eu mereu în ultimii 20 de ani, mai ales în activitatea anterioară, am ajutat la crearea afacerilor și la dezvoltarea afacerilor, fiindcă eu sunt consultant în domeniul afacerilor. Eu știu să consult și să administrez. Eu nu sunt un om de afaceri, nu am afaceri și nu mă interesează afacerile altora, fiindcă eu am capacitățile mele proprii să-mi fac eu propria afacere dacă vreau, nu trebuie să o preiau de la cineva. Și
detest, urăsc și am să permanent am să lupt pentru ca nimeni vreodată să nu preie afacere de la cineva. În cazul de față, dumnealui va fi acționat în judecată și în instanță de judecată îi se va cere să aducă probe. Dacă dumnealui nu aduce probe, dar el nu are cum să le aibă, fiindcă eu știu adevărul că nu m-am implicat și nici nu cunosc, atunci va trebui să iasă public, să-și ceară scuză și să plătească și anumite despăgubiri care o găsim noi ce să facem cu acei bani. Așa, nu vreau să pierd firul. Cumva ați vorbit acum că anterior că procurorul general ar primi indicații, cumva ați făcut aluzie că ar primi indicații de la cineva, de la cine anume ar primi indicații? Pentru că greu mi este să vin acum cu exact cu nume, dar uitați-vă, pare mi se chiar ieri la o emisiune TV când doi candidați la primăria Chișinău la un canal de televiziune se duelau, unul din ei a spus că, uitați-vă, că procurorul general interimar este de fapt propunerea domnului Năstase. Și Andrei Năstase este cel care a insistat ca el să fie, fiindcă au și o relație de rudenie. Păi în cazul de față... Credeți asta? Păi dacă domnul Ceban a declarat, probabil știe mai bine, că fiindcă dumnealui vine din Partidul Socialiștilor, dumnealui vicepreședintele Parlamentului, înseamnă că ceea ce spune dumnealui ar trebui luat ca atare. Atunci reiesă că ce am rezolvat noi? Procurorul general interimar politică l-avem astăzi. Curtea Constituțională politică o avem astăzi, deoarece 4 membri a Curții Constituționale sunt numiți direct ca membri de partid și președintele Curții Constituționale este membru de partid, Partidul Socialiștilor. Acum vedem guvernul și politicul se implică și în domeniul justiției la nivelul intimidării judecătorilor, tot ce înseamnă în acest conflict adunarea generală, CSM și restul. Și unde s-a mai văzut ca prim-ministru unei țări să iasă și să dea din deget și să dea indicații judecătorilor cum să facă într-un fel sau altul. Păi noi la ce am ajuns? Înseamnă că, bine, astăzi acest prim-ministru face lucrul ăsta, dar data viitoare când eu eventual voi deveni prim-ministru sau Partidul Democrat revine la guvernare, să facem la fel? Să schimbăm judecătorii și să-i intimidăm în felul ăsta public și nu doar public? Noi creăm precedente foarte, foarte periculoase. Da. Mulți oameni sunt nemulțumiți de justiție. Dar mai nemulțumiți sunt de faptul că nu au salarii, pensii și nu sunt drumuri în această țară. De justiție e o chestiune așa, ce ține de principii și de regulile corecte care trebuie să fie într-o țară. Dar nici să intre cu hapca într-un fel și abuziv puterea să intre pe justiție, tot nu-i permis. Adică dacă își permit ăștia astăzi, păi și următorii la fel o să facă. Și la ce ne putem aștepta? În urma acestui comportament. Ori judecătorii o să se consolideze și o să, ca și în alte țări, o să fie foarte dur cu politicienii de astăzi înainte, și pe drept și pe nedrept. Așa cum s-a întâmplat în Italia prin anii 60 și acum la ora actuală, judecătorii a priori pe fiecare politician îl consideră deja vinovat de ceva și să încep dosarele penale numai cum ajunge la o anumită funcție. Fiindcă așa s-a creat un sistem din anii 60, a fost astfel un precedent. Sau va trebui cumva să găsim o soluție, dar se pare că cu această guvernare, cu acest guvern, soluție nu poți să găsești. Așa, Partidul Democrat mai este acuzat și de tentativa puciului anticonstituțional. Nu vă este frică dumneavoastră de consecințe, atât pentru dumneavoastră cât și pentru colegi de partid? Noi considerăm că această investigație așa numitului puci nu este altceva decât iarăși o intimidare a colegilor din Partidul Democrat și a opoziției. Deoarece echipa Partidului Democrat și cei care s-au aflat atunci inclusiv în guvern, prim-ministru, ministru de interne sau orice alt ministru, au acționat legal în baza acelor decizii care au existat. Erau deciziile Curții Constituționale și era legea. Nu puteai să ceri oamenilor să facă altceva decât prevedea legea, altfel ar fi fost pedepsiți. Deci este clară poziția noastră. Este clar poziția noastră că nu a fost niciun fel de puci, ba mai mult ca atât, a fost transmisă puterea în mod pașnic. Puciul în general înseamnă menținerea sau uzurparea numită juridic, înseamnă menținerea sau preluarea puterii cu forța, unu, cu forța, doi, care a adus prejudicii materiale sau sănătate sau viața oamenilor. Nici cu forța nu a fost ținută, dar a fost transmisă pașnic, nu a suferit niciun om, nici suferințe sau distrugeri materiale nu au fost. De aceea consider că nu există nici juridic, nu există elementele unei infracțiuni. Ne mai vorbim de chestiune politică în cazul de față, mai ales că toată lumea, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, state din Uniunea Europeană, ca Germania, Suedia, Marea Britanie, au
mulțumit într-un fel Partidului Democrat pentru transmiterea și au apreciat faptul că s-a transmis puterea în mod pașnic. Atunci despre ce puci sau uzurpare noi mai putem vorbi? După schimbarea puterii, nu v-ați gândit să plecați? Sincer, da, la un moment dat, prin luna august sau septembrie, eu personal aveam un astfel de gând, mai ascuns așa. Recunosc că am și discutat chiar și cu domnul Filip în această privință. Dar în același timp am înțeles că eventuala mea plecare, și nu plecare din cauza că suntem în opoziție, eu am 10 ani deja în domeniul politic și probabil din punctul ăsta de vedere a politicului am reușit să obțin destul de mult și ca experiență și ca funcție. Dar imediat acest gând l-am și alungat departe, fiindcă consider că trebuie să fiu alături de echipă și consider că trebuie să fiu alături și de cetățean, că eu știu încă și pot să contribui în așa fel cu echipa Partidului Democrat pentru binele cetățeanului. Și am să stau alături de echipă până va fi necesar ca să reușim. În 2014 ați fost ministru al economiei și se consideră că ați fi implicat în furtul miliardului. Mai bine zis, mai exact, că n-ați întreprins măsurile necesare pentru a păstra sistemul bancar. Cum aveți de gând să vă apărați nevinovăția? Păi, în primul rând, ministrul economiei a priori n-are domeniul supravegherii bancare. Eu nu pot să dau, și nu puteam, și nici măcar în calitate de președinte a Parlamentului nu puteam să dau o indicație băncii naționale. Banca Națională este singura autoritate în această țară și a fost și așa va fi, care se ocupă de supravegherea bancară. Deci Ministerul Economiei ca atare nu. Ministerul Economiei tot ce făcea în acea perioadă, de când am fost și eu ministru din iulie a acelui an 2014 până la sfârșitul anului, ne-a bătut capul împreună cu colegii din guvern și cu anumită participare a colegilor de la Banca Națională, să găsim soluții în așa fel încât cetățenii țării, deponenții celor trei bănci, să nu piardă bani. Și de fapt, niciun deponent cetățean a Republicii Moldova și nici persoane juridice, companii, nu au pierdut banii în sistemul bancar. N-am auzit niciunul. Și tot ce trebuia să facem noi aveam la dispoziție câteva soluții. Era soluția numărul 1. Să mergem așa cum prevede legea la acea oră. Și adică să restituim oamenilor. Gaura în sistemul bancar deja era. Și era nu din anul 2014, era din anul 2013, inclusiv când Banca Economiei era condusă de oameni de la guvern. Și vorbim aici de ministrul finanțelor, vorbim de șeful cancelarei, adică de domnul Negruță și domnul Bodiu, de exemplu, care erau foarte apropiați de domnul Filat. Deci problema sistemului bancar deja era de prin 2010, 11, 12 și mai departe. Înainte, da. Exact. Și misiunea noastră era să facem în așa fel încât oamenii să nu piardă bani. Și de aceea a apărut această idee de a exista un împrumut de la Banca Națională către cele trei bănci și că acel împrumut, așa cere legea și așa cer toate instituțiile internaționale, să fie garantat. Și asta este singura soluție, asta este singura chestiune unde Ministerul Economiei împreună cu Ministerul Finanțelor și unde cu Guvernul și acel Comitet de Stabilitate Financiară erau implicați. Deci ați menționat faptul că băncile erau golite cu mult timp înainte de a veni dumneavoastră, dar de ce actuala guvernare nu dorește să analizeze tocmai această perioadă? De ce credeți că se procedează așa? Dar gândiți-vă foarte simplu. O parte din cei care sunt la ora actuală în guvernare au fost atunci și în precedenta guvernare. Maia Sandu, care astăzi este prim-ministru, a fost cu mine coleg în guvern. Ea, dumneai, era ministru educației când eu eram ministru economiei. Și dumneai singurica a ridicat mâna și a votat pentru acea garanție. Și colegii ei de partid, PLDM, ministrul finanțelor în anul 2013, Negruță, șeful cancelarei de stat Bodiu, erau cei care administrau Banca de Economie în anul 2013, când statul avea pachetul majoritar. Și care absolut toți experții spun că, de fapt, o mare parte din furt și devalizarea băncii a fost în perioada 2012-2013. Dar Guvernarea Democrată a analizat acea perioadă? Nu, Guvernarea Democrată, bineînțeles, a analizat acea perioadă, dar Guvernarea Democrată a decis să nu se implice în actul justiției. Acum pe noi ne condamnă sau ne acuză unii că n-am luat anumite măsuri.
Dar cum putea un deputat, un ministru sau un președinte de parlament să iei măsuri? Eu trebuia să sun procurorul și să-i spun, ia-te rog frumos măsuri? Sau trebuia să sunăm judecătorii și să le spunem, luați-vă rog frumos dar măsuri? Dar poate nu trebuia cu subiect și predicat, doar să sesizați, eu știu. Păi dar toate instituțiile deja erau sesizate. În Parlament am organizat audieri a Procuraturii, a CNA-ului și a Băncii Naționale pe subiectul respectiv. Venea CNA-ul, venea Banca Națională și Procurorul General și vorbeau în plenul Parlamentului despre ceea ce fac ei ca să informeze Parlamentul. Dar politicienii nu trebuie să dea indicații justiției sau procurorilor, că altfel atunci nu mai avem justiție corectă, avem una selectivă și dominată sau influențată politic. Și atunci eu nu comunic cu procurorii sau cu judecătorii. N-am făcut-o și n-am să o fac niciodată. Și de aceea, că altfel ar fi influențată justiția. Atunci, halal de această țară și de acest politic. Dar astăzi, asta se încearcă să se facă. Astăzi noi vedem foarte multe cazuri când politicul influențează justiția și ieri, la un canal de televiziune, am și înțeles de ce. Deoarece procurorul general interimar este rudă cu un politician și a fost numit doar că a fost sugerat și așa a fost construcția actualei majorități parlamentare. Iată și răspunsul, îl dau chiar ei. Păi da, o să aleagă alt procuror acum. Este concurs? Da, o să le aleagă cine? Guvernul. Este concurs? Sunt filtre? Da, sigur, sunt filtre. O să vedem. Filtrele acestea încalcă în primul rând Constituția. Într-a doilea rând, dacă ele o să funcționeze, adică dacă actualul guvern numește procurorul general, da, îl selectează și îl dau la CSP și după asta la Consiliul Procurorilor și după asta la președinte și astfel fac ei filtrele, păi viitorul guvern o să facă la fel. Păi actuala guvernare spune că aceste filtre s-au făcut pentru a transparentiza cumva procesul de alegere și pentru Dar să nu uităm că asta este Ministerul Justiției și este guvernul. Dar Ministerul Justiției și guvernul este politic. Și acolo sunt oameni din politică. Și dacă fac lucrul ăsta, creează un precedent și îi asigur pe cei care fac astăzi lucrul ăsta că Partidul Democrat va veni mai devreme sau mai târziu la guvernare și va face aceeași chestiune. Revenim la ce, despre ce discutam mai devreme. Cine totuși a comandat raportul Kroll, pentru care țara noastră a plătit o sumă bună de bani și totuși cât a costat Republica Moldova serviciile detectivilor americani și care este puterea juridică a celor rapoarte care, până la urmă, a dezamăgit toată lumea? Da, apropo, mai recent am avut o discuție cu unii experți în finanțe internaționale și tot ce înseamnă sistemele bancare internaționale și au zis că ei au perindat sau uitat puțin așa pe diagonală pe acest raport și dacă unii experți s-ar pune cu adevărat pe acest raport, l-ar distruge completamente din punct de vedere a unei expertize. În primul rând, sugestia ca să fie angajată o astfel de companie a venit din partea partenerilor noștri de peste hotare. La acea etapă, guvernul Leancă cred că a luat o decizie bună să angajeze, fiindcă nu exista credibilitate. Și nici acum, de fapt, nu există credibilitate că instituțiile noastre pot să facă o astfel de anchetă internațională. Și consider până la urmă că a fost o idee bună, chiar dacă statul trebuia să plătească un anumit contract. Și anume Banca Națională, de fapt, a semnat contractul și a plătit sumele care se cuvin acestor consultanți. Dar vedeți că o companie americană necunoscută de niciun cetățean moldovean poate avea o credibilitate mai mare decât un pentru experți, guvern al nostru? Pentru expertiză internațională, da. Fiindcă și cetățeanul nostru, chiar dacă poate nu știe ce înseamnă Kroll, dar noi, adevărul este că la acea oră, în anul 2014, 2015, 2016, încă nu era, de exemplu, Centrul Național Anticorupție nu avea această agenție de recuperare, investigare și recuperare a bunurilor fraudate. Noi abia după aia am creat-o. Noi nu avem nici la ora actuală foarte, foarte, foarte buni specialiști, mulți. Ei sunt câțiva buni și la Agenția de Spălare a Banilor, de prevenire a spălării banilor. Deci eu am înțeles dar că vreau să vă spun, ideea a fost sugerată bună. Și ce bună. Ce avem în concluzie? Noi la ora actuală avem un raport, mai bine zis, sunt două rapoarte. Raportul din anul 2015 pe care eu personal l-am făcut public, care este mai mult unul de documentare. Și un raport de investigație, care acum acest raport, dacă se pare că nu mai este atât de credibil din punct de vedere al expertizei care o au și mai mult ca atât, acest raport nu poate fi folosit ca probă în instanță de judecată, deoarece nu este făcută de o instituție națională.
Care-i sensul atunci? Dacă nu are nicio putere juridică. E mai mult o chestiune publică. Nu e cu sens juridic. E mai mult o chestiune pentru societate, pentru a... De fapt, ideea lui a fost ca să fie la un moment dat o probă. Doar ca el să devină probă în instanță de judecată, mai trebuiau să fie depășite unele etape juridice care nu s-au depășit. Da, dar nu credeți că a devenit cumva un instrument de manipulare, că toți iese cu declarații, raportul Kroll? Este adevărat, a devenit un instrument de manipulare și de intimidare politică. Și poți să arăți cu degetul acum la un om și să-l faci devină și exact, să-l pui în pușcărie doar face în baza cu unor presupuneri, deoarece Kroll în raport spune: noi presupunem că așa au fost lucrurile, dar nu putem să aducem dovadă. Așa scrie formularea în limba engleză. We assume, scrie în limba engleză cei de la Kroll, adică noi presupunem că așa a fost, dar nu putem să facem dovada unor chestiuni. Și așa că în baza acestui presupuneri, politicienii astăzi, și noi am văzut lucrul ăsta două săptămâni în urmă, când a ieșit deja vestitul acuzator politic, procuror politic Slusar, care iese și dă în stânga și în dreapta în oameni pe baza presupunerilor din raportul Kroll. Da, dar sunt învinovățiri, sunt nume de persoane. Oamenii respectivi o să-și facă dreptate în instanța de judecată națională sau internațională și cu regret atunci când va merge în instanța internațională, Republica Moldova va trebui să plătească despăgubiri. Rămânem la acest capitol. Am auzit diferite versiuni despre sumele care ar fi creat aceste găuri în sistemul bancar. Domnul Ilan Șor la un moment dat spunea de 600 de milioane de dolari americani. Comisia de anchetă din Parlament spuneau și de 10 miliarde de 20, care până la urmă este... Nici nu sunt sigur că cineva acele bănci... a făcut vreun calcul ca să... Da, însăși Kroll în acest raport, cât de credibil nu este sau este, și pe parcursul investigației făceau permanent declarații, odată la 3 luni, dacă nu greșesc, prin declarații publice, prin acele comunicate, chiar Kroll vorbește de 600 de milioane dolari. Și comisia de anchetă nu poate face calcul cu organele de anchetă? Haideți să fim serioși. Ce comisie de anchetă? Comisie de anchetă când este condus de un deputat, un vicepreședinte, care este oponentul celor pe care îi acuză? Sau comisia de anchetă din care face parte o persoană cum este Alaiba, care este în grad de rudenie cu Bodiu, care a condus Banca de Economii în perioada când guvernul... Comisia de anchetă nu, dar organele de anchetă. Păi nu? Organele de anchetă. Asta e și speranța noastră, că organele de anchetă își vor face miseria așa cum trebuie, neinfluențate politic, și instanțele de judecată vor lua decizia așa cum trebuie, neinfluențate politic. Și sunteți optimist la acest capitol? Eu încerc să fiu optimist. Eu, în general, sunt o persoană optimistă și pozitivă și văd lucrurile bune în tot. Dar, cu siguranță, cei care vor suferi pe nedrept, își vor căuta dreptate. Și trebuie să-și o caute. Și dacă nu o găsească în Republica Moldova, o găsească peste hotare, fiindcă Republica Moldova face parte din niște sisteme juridice internaționale. Și întâmplarea face că cu cei care am discutat eu chiar săptămânile trecute, unii experți internaționali au și spus, dacă cumva, de exemplu, cineva care se consideră acuzat pe nedrept ne-ar angaja pe noi să distrugem raportul Kroll și probele care, așa numitele probe care vin, poate să o facă foarte lejer și o să mergem în instanțe internaționale și o să demonstrăm că toate acestea sunt aberații. Am plătit atâția bani ca să fie făcut acest raport și acum să-l distrugem, iar bani. Sau cum? Nu, vorbesc de cei care se consideră nedreptățiți. Uh-huh. Nu vorbim de guvern sau vorbim de procurori care eventual ar angaja pe altcineva cu bani iarăși mari ca să distrugă raportul Kroll. Nu, vorbesc despre cei care acum la ora actuală sunt acuzați în baza raportului Kroll. Da, este adevărat sau nu că nu s-a întors nimic la buget din acești bani, adevărat. Așa cum actuala guvernare așa susține? Actuala guvernare susține multe verzi și uscate. Actuala guvernare spune că cetățeanul Republicii Moldova a început să trăiască mai bine din luna iunie și că miroase simțiți aerul libertății, ceea ce este o minciună cu desăvârșire și lucrurile se văd cu regret de la zi la zi, de o zi cu zi, e tot mai rău și mai rău. Pe site-ul Ministerului Finanțelor, de mult nu l-am mai verificat, dar până noi am fost la guvernare, se publicau cifre cu privire la recuperarea sumelor din tot ceea ce înseamnă lichidarea băncilor și recuperarea activelor fraudate.
Dacă cineva din așa numiții experți, fiindcă altfel nu le pot spune, consideră că lichidarea băncilor asta nu e recuperarea activelor, fraudate greșește foarte mult, deoarece multe bănci s-au dezvoltat deja pe o parte din fraude. Eu mi-aduc aminte de achiziții, de mașini, de mobilă, de deschiderea noilor filiale, care erau deja în proces de fraudă acele bănci. Cum adică, dacă vindem mașinile care au fost cumpărate cu fraudă și vindem acele mașini ale băncii, asta se consideră că nu este recuperare de fraudă? Deci, la ora în iunie, dacă nu greșesc, atunci când ultima dată mai aruncam eu o privire la, pe site-ul Ministerului de Finanțe, deja erau peste 3 miliarde de lei recuperați. Uh-huh. Înțeles. Am vorbit anterior un pic despre sistemul judiciar, justiției, despre reformare, un pic despre alegerea noului procurorului general. În general, dumneavoastră, ce părere aveți despre cum apreciați toate modificările acestea care se fac în sistemul judiciar și dacă nu este aceasta cumva o distribuire a sferelor de influență? O, da, nici vorbă nu poate fi că nu e o distribuire a sferelor de influență. Numai că probabil o să vedem foarte curând și lupte în coaliție pentru această putere sau pentru împărțirea sferilor de influență. Scopul în sine de a reforma justiția sau de a ajuta, politicul trebuie să ajute justiția să se reformeze, este unul bun. Fiindcă este adevărat că noi avem probleme în justiție, așa cum avem probleme și în poliție, și în sănătate, și în educație, în toate sferele avem probleme. Dar acolo unde politicul se poate implica direct, e bine, dar acolo unde politicul nu are dreptul să se implice direct, așa trebuie să fie. Și în justiție, ceea ce se încearcă astăzi, prin a intimida judecătorii sau a le da ordine și indicații, sau așa cum se face astăzi cu procurorii, că să fie o comisie guvernamentală a Ministerului Justiției care va selecta candidații pentru procurorul general, nu este altceva decât distrugerea unor sisteme și unor principii. Republica Moldova în Constituție scrie, dar e valabil pentru toate țările lumii. Există separarea puterilor în stat. Există puterea legislativă în Parlament, puterea judecătorească și puterea executivă guvernul. Și ele trei nu au dreptul să se influențeze una pe alta. Ele trebuie să coopereze, dar nu să se influențeze. Altfel, se încalcă Constituția și ajungem la uzurparea puterii în stat. Cei care astăzi încearcă să influențeze justiția în halul în care fac ei, mâine s-ar putea să fie trași la răspundere pentru uzurparea puterii. Dar în timpul guvernării democratice n-a existat imixtiunea, implicarea politicului în justiție? Eu nu pot să zic că, să fiu foarte categoric, să spun că a existat sau nu a existat. Eu vorbesc, de exemplu, din numele meu și pentru mine. Niciodată nu am vorbit cu niciun judecător sau procuror. Singurile mele discuții au fost cu procurorul general atunci când trebuia să vină în plenul Parlamentului sau cu președintele Curții Supreme de Justiție pe atunci, domnul Poale Lungi, când venea cu o anumită propunere, justiția venea cu o anumită propunere în Parlament pe reforma justiției, harta judecătorilor sau judecătorilor și altele. Dar niciodată, uitați-vă la mine în telefon, nu o să vedeți niciun nume de procuror sau de judecător. Habar nu am cine sunt, ce fac și nici nu mă interesează. Eu personal am procese de judecată, unde eu sunt parte, care de ani de zile sunt în examinare. Și n-am să influențez și nu am influențat. Și sunt nemulțumit că ele sunt de ani de zile și nu se finalizează. Dar în același timp n-am să caut să rezolv altfel decât cu avocații potrivit legii. Și atât. Și lucrul ăsta trebuie să îl facă toți politicienii. Indiferent de funcție, indiferent de partid, justiția trebuie să fie independentă, fără interferențe din partea politicului. Înțeles. Și acum o întrebare un pic așa mai personală. Locuiți acum în apartamentul domnului Plahotniuc. Ce v-a determinat să-l procurați? Nu aveți o casă sau îl păstrați pentru când va reveni dumnealui? Nu, în primul rând e o diferență mare între apartamentul unde a locuit dumnealui și unde locuiesc eu. Păi da, ați cumpărat de la dumnealui. Da, dar asta nu înseamnă că dumnealui a locuit acolo. Dumnealui este proprietar, a fost proprietarul unui apartament pe care mi l-a dat familiei mele în folosință, dacă nu greșesc, vreo 9 ani în urmă. Eu de 9 ani de zile cu familia locuiesc într-un apartament care era dat în folosință, în comodat, de domnul Plahotniuc mie. Când mi s-a născut primul copil, în apartamentul în care am locuit cu soția, deja nu mai încăpeam, căutam alt apartament să închiriem și dumnealui a spus, păi uite, eu am un apartament care e nefolosit.
Uite, te rog frumos, până te determini ce mai vrei să mai faci, cum vrei să mai faci, stai tu, plătește cheltuielile, ai grijă, o să fim cumva și mai aproape, și familiile și așa mai departe, luând în considerare relațiile de familie. Deci eu de 9 ani de zile locuiesc în acest apartament. Și dumnealui vreo 2-3 ani în urmă mi-a și spus, poate îl cumperi dacă tot locuiești, de ce să mai pleci în altă parte, mai cauți în altă parte? Și am spus, bine, acum nu pot, nu am resursele financiare necesare și așa mai departe. Și la momentul potrivit, eu l-am cumpărat. L-ați cumpărat. Deci ăsta nu este un apartament pe care l-am luat ieri. În acest apartament locuiesc de 9 ani de zile cu familia mea. Domnule Candu, noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația la emisiune și pentru toate lucrurile și răspunsurile interesante pe care ni le-ați acordat. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper că a fost util și pentru telespectatorii dumneavoastră. Vreau să le doresc o seară cât mai plăcută și un bun sfârșit de săptămână. Liniștit, calm și cu speranța zilei de mâine. Doamnelor și domnilor, eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune, la revedere!